Antigua este un mic oraș din Guatemala. Catolicismul e puternic aici, cu frumoase biserici baroce din vremea coloniștilor spanioli. De aceea, pentru turistul neinformat, imaginea unui diavol plimbat pe străzi este complet șocantă, mai ales în preajma Crăciunului. De fapt însă, așa zisul idol este pregătit ca să-i se dea foc, iar tradiția este încă din secolul al XVI-lea. They knew something right all along. I mean, the idea of getting rid of bad and the getting burning the devil. It's I never saw it coming. I didn't think of this as a Christmas type pre-Christmas festivity. It's brilliant. Al inicio se pensó que en todas las calles y avenidas de la Antigua se quemaban fogarones, lo que antes se habían colchones, llantas, basura. Con la creencia de que sacar lo malo de las casas era esperar a la Inmaculada Virgen de Concepción el siguiente día y estar purificados. Neprihănita Zemislire sau Imaculata Concepție este printre cele mai importante sărbători catolice, marcată în toată lumea. Această ceremonie însă a arderii diavolului este specifică Guatemalei și se crede că are origini precreștine.